Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Cei doi apostoli au propovăduit Evanghelia întărind în credință pe primii creștini. Au murit ca mucenici. În anul 67 sub împăratul Nero, Petru este răstignit cu capul în jos și în aceeași zi lui Pavel îi se taie capul. În tradiția populară, sărbătoarea este cunoscută drept Sfânt Petru de Vară, ce marchează miezul anotimpului și perioada secerișului. În povestiri, Sfânt Petru apare ca un personaj terestru, însoțindu-l pe Dumnezeu. Se îmbracă țărănește, crește animale și, mai ales, pescuiește. Pentru că este foarte credincios, Dumnezeu îl ia cu el în cer, unde îi încredințează porțile și cheile raiului. Astăzi se fac ritualuri dedicate morților, dar și petreceri și târguri.